Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Mai multe organizații civice solicită modificarea legislației la nivel european pentru o mai bună protecție a copiilor împotriva abuzurilor online cu tentă sexuală. Distribuția fotografiilor și videoclipurilor cu tentă sexuală care țintesc minorii reprezintă o problemă majoră în spațiul european și încă una care se agravează rapid. Europa devine un hub pentru distribuirea acestor imagini pe internet. Și singura modalitate de a preveni acest lucru este prin oprirea fluxului de la sursă, de la furnizorii de servicii de internet, spun aceste organizații. La telefon este Oana Drăgulinescu, unul dintre comunicatorii Justice Initiative. Bună dimineața, Oana! Bună! Bună dimineața! Oana, spune-ne mai clar, cum se definește, cum e definit abuzul online cu tentă sexuală asupra copiilor? Din păcate, să știi că sunt foarte multe tipuri de abuz și din ce în ce mai variate. Există termeni care ne sunt aproape străini și n-ar trebui să ne fie, cum ar fi grooming-ul, care era acolare de minor sau expunerea la CSAM, acesta fiind child sexual abuse material, adică materiale de abuz sexual al copiilor, constrângerea și șantajul în scopuri sexuale, revenge porn, deci foarte multe tipologii, iar racolarea, din păcate, începe de la vârste din ce în ce mai mici și pe platforme la care nu ne-am aștepta, adică platforme unde ți-ai lăsa copilul în siguranță, gândindu-te că nu există niciun fel de pericol. Sunt copii care au trecut prin traume de abuz sexual online deja de la vârste de 7-8 ani și vorbim de România aici, nu vorbim despre filme extraterestre din țări foarte îndepărtate. Fetițe care au fost racolate în online, de obicei abuzatorii să știi că sunt foarte abili în a identifica lacune emoționale. Nu știu, poate copilul este de pildă într-o perioadă în care are nevoie de validare și să-i se spună că este foarte frumoasă sau este foarte deșteaptă. Ajung să le câștige foarte ușor încrederea, să fie convinse, de pildă să trimită fotografii cu un anumit grad de nuditate. Și de acolo începe șantajul, amenințarea cu publicarea fotografiilor sau cu contactarea părinților și copiii intră în acest cerc vicios din care nu mai știu cum să iasă, simțindu-se foarte vinovați, deci e foarte complicat. Deci, practic, se întâmplă așa, un copil, un minor, intră pe internet în dialog cu cineva, pe o rețea socială. Persoana respectivă spună, sau persoanele respective sunt abuzatori sexuali, nu? Care, pentru că e foarte simplu să te ascunzi pe internet, e foarte simplu să-ți ascunzi intențiile, să-ți ascunzi identitatea, dar nu sunt, pericolul nu vine doar de la indivizi, să spunem, într-un procentaj minoritar care au diverse deviații, ci sunt adevărate rețele. Asta este foarte grav și, de fapt, asta încearcă Justice Initiative să rezolve. Justice Initiative este o mișcare paneuropeană. Ei au strâns la oaltă 24 de țări și România se află în această inițiativă. Și ei au depus la Parlamentul European în această primăvară această solicitare de a se modifica cadrul legislativ și maniera în care copiii din Europa sunt protejați în acest moment împotriva acestor tendințe de violență și de abuz. Și modificarea online cadrului legislativ, cum i-ar proteja? Adică la ce s-ar referi? Că presupun că nici acum nu este legal să abuzezi sexual un copil online, nu? Nu este, dar de pildă furnizorii de servicii online, inclusiv platformele de socializare, nu sunt obligate, de pildă, să detecteze și să raporteze abuzurile asupra copiilor. Deci există această nișă în legislație. Nu există mecanisme de sprijin și de justiție necesare pentru victime. Gândiți-vă că acest boom al internetului este ceva destul de recent. Legislația nu a ținut pasul cu modificările din viața noastră reală. Gândul că un copil de 6 sau 7 ani are un cont de social media era ceva de neconceput acum 8 sau 10 ani. Mm-hmm. Și atunci s-au creat niște mici portițe prin care aceste persoane acționează și acționează foarte mult și în România. Adică distribuția online a materialelor cu tentă sexuală, de pildă, a crescut exponențial de la 1 milion de raportări în 2010 la 32 de milioane în 2022. Ce înseamnă raportări? Ce înseamnă raportări? Adică raportările în care cineva spune l-am blocat pe acest personaj care mi-a trimis un material cu un conținut
nepotrivit. Deci asta e doar o parte a fenomenului, adică doar partea vizibilă a icebergului. Da. Este doar partea vizibilă și, din păcate, intervine și acest element al rușinii și rușina copiilor care au fost expuși la astfel de situații care nu povestesc părinților sau în momentul în care se ajunge la situații foarte grave și când spun foarte grave, mă refer chiar la suicid. Un copil a cărui imagine publică este complet distrusă la 14 sau 15 ani. Să zicem că o fată are totală încredere în prietenul, în partenerul ei, care o convinge să-i trimită niște fotografii, cum am spus, cu un anumit grad de nuditate. Și în urma unei despărțiri, tânărul, fără să-și dea seama, adică ei nu-și dau seama că fac ceva cumplit, au văzut asemenea practici, se vorbește pe internet despre aceste practici de revenge porn și lui se pare că face ceva foarte cool și publică fotografiile acelei fete. Sau construiesc conturi false, de pildă cineva este denigrat în clasă și colegii se gândesc să construiască un cont fals cu imaginea acelei persoane unde să publice fotografii modificate în Photoshop. E, lucrurile astea pot duce până la suicid. Apoi părinții care au aflat că copiilor sunt în astfel de situații de cele mai multe ori doresc să treacă peste acest moment rușinos și nu raportează către autorități. Deci aceste raportări despre care vorbim sunt doar cele vizibile. În realitate sunt mult, mult mai multe. Bun, cei care ne ascultă, cum pot susține această inițiativă? Ce putem face noi concret pentru a determina o schimbare de legislație care să protejeze minorii și din România? Păi, în primul rând, cred că putem intra pe platforma celor de la Justice Initiative, ca să o spunem pe românește, să scrie Justice Initiative. Deci intrăm pe pagina lor, există și pagina românească de Facebook, Justice Initiative România. Cum intrați acolo, să găsiți informații despre această petiție, durează 30 de secunde, să intrați, să faceți click și să facem așa un fel de masă critică care să atragă atenția Parlamentului European și statelor europene că este o situație reală și foarte gravă. Aici am eu un mic comentariu. Numai o secundă, am eu un mic comentariu. Așa. De fapt, două comentarii. Deci, puteți scrie pe Google direct Justice Initiative și o să vă duc în pagina respectivă. Doi, există o părere că petițiile astea nu rezolvă nimic. În Uniunea Europeană, regimul petițiilor către Parlamentul European și către Comisia Europeană este foarte bine reglementat și spre deosebire de cazul din România, unde trimis petiții și, na, asta e, nu te bagă. Un milion de semnături și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. În Parlamentul European, dacă se îndeplinesc anumite condiții, petiția, da, în dezbatere, în discuție și sunt situații în care în urma petițiilor s-a modificat legislația. Deci semnătura noastră chiar contează la nivel european. Mai vedem în România cum o fi. Deci intrați pe Justice Initiative și dați semnătura asta, citiți informații-vă, e un subiect important. Oana Drăgulinescu, coordonator comunicare Justice Initiative. Mulțumesc mult pentru explicații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.